Malul Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Vă salut, dragii mei, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi, mai mult ca niciodată, încercăm să ne focusăm pe partea de reciclare și pornim cu ea încă de la vârstele fragede, pentru că avem nevoie de cât mai multă atenție din partea celor care sunt dezinteresați sau poate nu sunt informați. Dom'le, nu mi-ați dat informația pe tavă. Eu de ce să fac acel ceva dacă voi nu spuneți ce faceți mai departe? E bine, am nevoie de multe păreri, nu uităm nici de Facebook-ul pe care ne regăsim, Generația lui John, tastați acolo și ne regăsiți fără niciun fel de probleme. Bun, astăzi vorbim în principal cu Adrian. Te salut, domnule. Bă, salut. Și cu Ionuț. Salut. Doi oameni puternici și la propriu și la figurat. Hai să începem cu tine, Adrian, pentru că ești pentru prima dată în emisiunea asta și trebuie să aflăm câteva lucruri despre tine. Da, ce pot să vă spun? Mă numesc Adrian Cocârdan, am 26 de ani, împliniți recent în septembrie. Vin din partea asociației DGT din București-Ilfov. Noi suntem o asociație de tineri care lucrează pentru tineri, promovăm proiectele internaționale pe diferite teme. În cazul de față, ecologia și practicile ecologiste, despre care vom discuta mai în amănunt, în momentul potrivit. E important să vorbim despre lucrurile astea. Ionuț, spune-mi, de ce crezi tu că e utilă intervenția asta, da, în formula aceasta, și care crezi tu că e mesajul? Păi, în primul rând, mesajul este acela de a învăța pe oameni, în primul rând, ce înseamnă ecologia în sine și cât de important este acest lucru pentru planetă și nu numai. Iar acest lucru, să sperăm că prin această emisiune îi vom mai ajuta să înțeleagă acest lucru, să înțeleagă că ecologia și în sine lucrul de a colecta gunoaiele într-un mod cât mai ok, le prinde și lor bine și nu numai, și planetei în sine. Colectarea asta selectivă despre care o să vorbim astăzi a fost introdusă la noi de ceva vreme. Și când zic de ceva vreme, pot fi chiar și 10 ani. Însă, da, de la a introduce o anumită practică până la a educa omul ce să facă și de ce trebuie să facă treaba asta, e drum lung. Cred că deja am punctat foarte mult, împrulește-l puțin, foarte multe, mă rog, unde te duci să duci gunoiul, da? S-au făcut recipiente speciale, cu chiu, cu vai, dar există. Am început să avem. Am început să vedem unde trebuie să punem hârtia, unde trebuie să punem plasticul, unde ar trebui să punem anumite metale și unde trebuie să punem gunoiul la menajer. Da. Ceea ce mă interesează pe mine e să știu de ce, da? De ce facem treaba asta? Cu ce ne ajută pe noi? Și dacă există și efecte pozitive pe termen lung? Există efecte pozitive. În primul rând, deoarece acest lucru prinde bine tuturor. De ce facem acest lucru? E bine, în special pentru a ne ajuta pe noi înșine. Iar la prima întrebare a ta, aș putea să spun că ecologia în sine
noi înșine, ca să reușim să avem o planetă cât mai curată, trebuie să strângem aceste lucruri într-un mod cât mai rezonabil, într-un mod cât mai bine, cât mai bun de cuvință. Da, mi se pare că avem încă mici probleme. Vreau să mă ajuți acum tu, Adrian, și să-mi spui, din punctul tău de vedere, cum vede România în zilele noastre ecologia, partea de colectare selectivă. Că, știi, e greu până la urmă să îl convingi pe om să nu mai pună tot gunoiul într-o singură plasă și ia neamule și aruncă. O să încep prin a vorbi puțin despre proiect. Proiectul a presupus întâlnirea a 6 țări plus România a 7-a. Pot să enumerez țările Malta, Italia, Bulgaria, Lituania, Turcia și Austria, deci un spectru destul de larg care cuprinde și Europa Mediteraneană și centrul Europei și țările Baltice și noi, mă rog, Europa de Est / Balcani, pentru că tot timpul noi am fost în centru, noi putem fi și centrală europeană și Est și Balcani, după cum bine știm. Și proiectul acesta a presupus un schimb de practici, în primul rând, un schimb de practici. Văzut din afară, în România nu prea se întâmplă mare lucru. Asta e din punctul de vedere a Europei vestice și centrale. Nu se întâmplă mare lucru, chiar și comparativ cu unele țări mai mici din această zonă, și aici pot să dau exemplu Estoniei sau Letoniei, unde campania Let's Do It Romania, despre care multă lume a auzit, a avut un succes mult mai mare decât la noi. Sigur, părerea mea este că lucrurile se mișcă și proiecte de genul ăsta ajută foarte mult la acest lucru, la sensibilizarea opiniei publice în legătură cu colectarea selectivă, cu mersul la centrele speciale și depozitarea acestor mașini de spălat vechi, aspiratoare și așa mai departe, introducerea unei educații ecologice încă de la grădiniță, prin clasele primare. Proiectul ăsta despre care vorbim, da? Schimbul de experiențe între 7 țări pe o temă de reciclare. Este un schimb echilibrat sau unii oameni vin cu o experiență sau unele țări până la urmă cu o experiență pe partea asta, iar noi românii care suntem mai jos la partea de reciclat avem de învățat? Sigur că atunci când vorbim de țări ca Austria, de unde am avut ca și partener o organizație specializată în proiecte pe ecologie, am avut un know-how deosebit, deci s-a văzut amprenta lor în toate discuțiile pe care le-am avut. Sigur, atunci când vin oameni din nordul Italiei, o regiune iarăși foarte, foarte faimoasă pentru proiecte ecologice pe care le au, se vede. Și noi românii, dar la oaltă cu lituanienii și cu bulgarii, consider că avem multe de învățat. Turcia o consider undeva la mijloc, pentru că chiar dacă din punct de vedere geografic este mai la est, totuși am observat și personal, deplasându-mă acolo, o grijă mai mare față de mediu. Este o observație personală, dar... Probabil că pe cât de personală e observația, pe atât de reală până la urmă, mai ales că ai interacționat cu mediul respectiv. Da. Nu știu, nu cred că România a ajuns încă în stadiul în care poate spune, domne, noi suntem extraordinar de selectivi. Avem partea în care ne implicăm. Mă bucur că există astfel de proiecte, însă vreau să tragem o linie imaginară și să ne gândim care ar fi cel mai bun stimul pentru România. Mai ales în perioada asta în care lucrurile nu merg foarte bine, în care oamenii sunt stresați după 10 ore de muncă. Un exemplu, eu aș putea să-l dau, un exemplu din viața mea personală, din experiența proprie, eu am învățat că cel mai bine este să oferi un exemplu palpabil, real. Exact. Am petrecut o perioadă de timp în Norvegia, în Oslo, iar acolo fiecare supermarket, oricât de mic sau de mare ar fi el, este dotat cu niște mașini. În afară de asta, deci cu o mașinărie, cu un fel de scanner automat pentru coduri de bare. Trebuie să vă spun că fiecare recipient, și plastic, și sticlă, și orice cutii, au un anumit cod de bare cu o valoare a lor. Tu, practic, atunci când cumperi o sticlă de suc sau de bere din magazin, tu plătești prețul produsului plus acea sticlă, care în bani românești poate veni și 50 de bani și 1 și chiar și 2 lei la recipientele de 3 litri de suc în sticlă de plastic.
acolo, dacă strângi o cantitate destul de mare, zicem două plase, se pot lua chiar și 20 de lei lejer. În moneda lor sau la puterea lor de cumpărare nu este mare lucru, dar are o valoare simbolică. Publicul a fost atât de bine stimulat, da? Cumpărătorul de rând, consumatorul, da, a înțeles că dacă reciclează, nu doar că face un bine omenirii, da, ci poate să și monetizeze treaba respectivă. Exact. Să știi că practica asta este și la noi în România, însă noi suntem un pic mai greu pe partea de adaptare. Avem șchiopătăm. Dom'le, încă nu înțelegem. Și sunt alții mai inteligenți, chiar dacă sunt văzuți încă prost în acest moment, care se duc la gunoaie, colectează plasticul respectiv, vedem oamenii aceia cu dita mai saci după ei, care într-un fel sau altul deranjează, dar care ei încearcă să facă și un lucru bun și să și câștige un ban, și care fac treaba asta. Și cred că e foarte, foarte bine menționată chestiunea asta, cum ar putea să introducă ziua de astăzi, nu știu, o firmă, o asociație, o astfel de practică. Băi, omule, strânge, nu mai aruncăm, da? Mergem undeva la o colectare selectivă. Tu dacă pe săptămână consumi 5 sticle de suc, da? Poți să le iei cu tine și să le aduci la noi la centru. E în același timp o chestie problematică pentru că omul are partea aia de lene. Partea aia în care nu vrea să accepte că trebuie să se ducă pentru 20 de lei până undeva, din care rămâne de fapt cu 15, că 5 lei a fost transportul. Și aici vreau să mă ajuți și să-mi spui dacă la noi ar funcționa sistemul despre care îmi spui tu mie din alte țări și dacă nu, ce ar trebui să facem totuși să-l accesorizăm și să funcționeze. Este un foarte bun exemplu, după părerea mea, modelul norvegian, pentru că el nu pune accentul pe centre de colectare. El pune accentul pe aducerea acestor instalații în supermarketuri și hipermarketuri, unde omul oricum merge. Tu dacă mergi la un anumit supermarket, îți faci cumpărături într-o săptămână, îți rămân recipiente, vei merge și săptămâna viitoare pentru următoarele cumpărături. Poți să le iei cu tine și în felul ăsta ai un bonus la acele cumpărături. Corect. Mi se pare o strategie bună, dacă se va și aplica, probabil că oamenii... Bine, noi deja suntem stimulați, avem fel de fel de carduri de fidelitate, odată la nu știu câte cumpărături, cred că ar trebui totuși un stimul destul de agresiv pe partea de bănet, ca să zic omul, băi, merită. Te întreb pe tine acum, Ionuț, vreau să-mi spui. Dar sincer, până la urmă, nu e o problemă. Colectezi selectiv, arunci la gunoi selectiv? Da, eu sincer da. Dar sunt alți oameni care pur și simplu nu interesează lucrul ăsta. Adică găsesc un coș de gunoi undeva și aruncă totul acolo cu totul. Că lângă el mai sunt și alte coșuri care scrie hârtie sau scrie altceva. Dar sunt foarte mulți care nu interesează, din păcate, lucrul ăsta. Ionuț, hai să spun cum văd eu treaba asta. Consum un produs. Da. Și mergând așa pe stradă, există momente în care stau 10 minute cu produsul ăla ca să găsesc un coș de gunoi, nu un coș de gunoi unde există și părțile selective. Da, da, aici iarăși ai dreptate, ai o foarte mare dreptate. În oraș și nu numai, într-adevăr, e această problemă că nu se găsesc pur și simplu aceste coșuri de gunoi foarte, foarte aproape. Adică, hai să vorbim despre cât de aproape sau de departe le avem pe harta noastră în Ploiești, da. Însă după o scurtă pauză, știri pe scurt și revenim. Seara, iată ce puteți urmări în jurnal. Un grav accident de circulație a avut loc astăzi pe DN1 în zona Movila Vulpii. În jurul orelor prânzului, o autoutilitară a ajuns pe contrasens și a lovit în plin o altă mașină. Ambii șoferi circulau cu viteză. În urma impactului, autoturismele au fost distruse, iar șoferii au ajuns la spital în stare foarte gravă. Un copil de nici 3 ani a murit înecat într-o fântână din grădina unui vecin. Tragedia s-a petrecut în comuna prahoveană Măneci Ungureni, într-o clipă de neatenție din partea mamei. Părinții l-au căutat disperați, însă când l-au găsit, era deja prea târziu. Butelii expirate, ruginite și deformate,
Asta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorilor în multe dintre centrele care vând butelii de aragaz. Comercianții nu realizau însă că vând populației adevărate bombe, gata să explodeze în orice moment. Centrele prinse pe picior greșit vor plăti amenzi care ajung până la 6.000 de lei. Ploieștenii vor putea depune și mâine cererile pentru subvenția la căldură. Termenul de depunere a fost prelungit după ce astăzi reprezentanții Administrației Serviciilor Sociale și Comunitare nu au făcut față numărului mare de solicitanți. Aceștia din urmă au lăsat pe ultima sută de metri formularul pentru ajutorul de la stat. Autoritățile locale ne asigură că în această iarnă nu vor fi probleme cu dezăpezirea. Reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice au pus la punct planuri de acțiune în caz de polei sau nisoare. Și operatorul de salubritate a anunțat că este pregătit cu mai multe utilaje decât anul trecut. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. N-ar fi rău ca de mâine încolo sau chiar după emisiunea asta să ne gândim foarte bine la partea în care reciclăm, partea în care ne interesează să strângem plasticul la plastic, hârtia la hârtie, metalul la metal și gunoiul menajer acolo unde suntem cu toții obișnuiți. Vorbeam un pic mai devreme, înainte de pauză cu tine, Ionuț, da, despre cât de aproape sau cât de departe găsesc aceste gunoaie, coșuri de gunoi pe partea selectivă? Pe partea selectivă se găsesc destul de departe. Pe partea normală de a arunca un lucru la un coș de gunoi, găsim. Coșuri de gunoi se găsesc, dar pe partea selectivă... Dar ne referim la tomberoane, atenție! Pe tomberonul îl găsim ca în fiecare cartier. Da, exact. Mă refer la acel coș de gunoi pe care îl avem la dispoziție în momentul în care suntem niște pietoni. Ne deplasăm dintr-un punct în altul. Da, aici da, se găsesc destul de departe unul de celălalt. Poate că ar trebui, nu știu, să se mai introducă câteva, mai într-un fel încât să reușim să le găsim mult mai repede. Adică să nu trebuiască să alergăm după ele. Pe partea cu plasticul, chiar mi-am adus aminte, există în Ploiești o școală în care am descoperit, mă rog, doamna directoare de acolo ne-a arătat un aparat destul de drăguț, care în momentul în care punem o sticlă de plastic, băgăm în el o sticlă de plastic, acesta îl comasează în așa fel încât acel lucru ajunge la un nivel foarte mic. Și după aceea, bineînțeles că putem să-l aruncăm mult mai lejer într-un coș de gunoi decât dacă l-am aruncat tip sticlă, așa cum e el. Ne referim la un aparat de compactare a sticlelor de plastic, da? Exact. Mai ales că în ziua de astăzi avem multe sticle, ocupă un spațiu mare. Exact. Da, din câte am înțeles tot înainte să intrăm în emisiune, aparatul ăsta e pe curent, nu? Da, da. Este pe curent. Și are și un grad de poluare. Da, are un grad de poluare, dar eu spun că e destul de micuț gradul de poluare. Nu ne referim acum strict la comoditate? Da, oarecum da. Adică la ne face nouă viața mai ușor. Da, exact. Plus de asta ne interesează mai mult și de lucruri de a ocupa un spațiu cât mai mic. În felul acesta, dacă reușim să comasăm o sticlă, ocupă un spațiu mult mai mic într-un coș de gunoi și poate să intre mult mai mult. Adică, acel coș nu se umple atât de repede. Sunt mai multe... Ducem gunoi unde trebuie, exact, mai rar. Exact. E o mare, mare bucurie. Domnul Adrian, ai compactat până acum vreo sticlă de plastic? Nu, am văzut la aceeași școală, am văzut procedeul, e foarte interesant și mi-aș dori să-l văd cât mai des la noi. Dar cât consumă? Adică merge la 220, presupun, da? Dar cât consumă? Că totuși 10 W, 20, 50, are un proces, presupun. Da, dar eu sunt de părere că ar trebui lăsați experți aici să-și dea să decidă, pentru că nu mă pricep nici la fizică, nici la chestiile astea electrice. Eu l-am văzut, ideea din spatele lui este foarte bună și dacă s-ar eficientiza astfel încât să aibă un consum minim de alte resurse, să fie într-adevăr eco, cred că ar fi super, cred că ar fi chiar viitorul.
dacă într-adevăr o invenție românească, cum se aude, e o chestie de viitor. Ai idee cam cât costă un astfel de produs? Eu nu. Poate eu nu, dar eu nu. Adică există un buget personal suficient pentru a investi în așa ceva și pentru a resimți niște efecte pozitive imediate? Eu cred că s-ar găsi un buget dacă s-ar dori, cu siguranță că am reușit să găsim o finanțare încât să producem cât mai multe aparate de acest gen și, nu știu, să le introducem în școli, în licee. Uite, am găsit un astfel de aparat, da. Din păcate nu putem să-l arătăm în momentul ăsta, cam 2 milioane. Da. E un preț măricel, gândindu-ne că ar trebui la scară largă, da? Întreaga populație să folosească un astfel de aparat. De ce? Una la mână, ducem mai rar gunoiul și în același timp ajutăm alți oameni să nu facă o treabă de două ori, exact, da? Exact, exact. Și pe urmă, dragii mei, spunem, dom'le, unde e profitul nostru? Dacă magazinele alea despre care spunea un pic mai devreme Adrian erau la doi pași, era o adevărată afacere. Da. Veneam cu o plasă care valora mult mai mult decât 20 de lei. Exact, exact. Bun, avem o primă ilustrație și trebuie să discutăm pe ea, pentru că vorbim despre un proiect care a avut o parte frumoasă, o parte în care oamenii au înțeles despre ce este vorba, un schimb de experiență. Vreau să mă ajuți aici, Adrian, pentru că vor rula niște imagini și trebuie să discutăm și pe partea de educație non-formală și pe partea de joc, mă refer. Și chiar dacă unii spun, domnule, sunt niște jocuri din copilărie astea, ele au o implicare până și în zilele acestea, adică în momentul în care am ajuns totuși la oarecare maturitate. Sigur, poate ar trebui amintit prima dată că programul care ne finanțează pe noi se numește Tineret în Acțiune sau Youth in Action, cum a apărut el în engleză. Deja vizualizăm imaginile și le putem discuta. Ce vedem noi aici? Aici vedem un joculeț de team building sau de muncă în echipă, în care grupul de voluntari români și străini a fost împărțit în două coloane. Aceștia se țin de mână, eu transmit un impuls, după cum vedeți, eu sunt în capăt, eu transmit un impuls, acest impuls merge până la sfârșitul fiecare coloane. În momentul în care s-a transmis, ei trebuie să fugă până în față să mă atingă pe mine. Cel care sau cea care mă atinge pe mine primul sau prima câștigă. Un joc care ține foarte mult de colaborare, de spiritul de echipă, de oameni care intervin imediat, spun eu. Coordonare și totodată este foarte important că nu se folosește un limbaj vorbit și este benefic pentru că poate fi folosit și de cei care nu stăpânesc bine limba engleză. Și este foarte important în activitățile interculturale unde ai oameni cu grade diferite de înțelegere și vorbirea limbii engleze. Spune-mi cam cât de interesant este la prima vedere, prima auzire, un astfel de joc și cât de receptiv este publicul? Sigur, un astfel de joc poate fi interpretat greșit de unii doar la o prima vedere, la primele 10-20 de secunde, dar pe măsură ce au înțeles regulile, pe măsură ce joacă, chiar în primele 2-3 minute, deja sunt foarte captivați, după cum ați putut vedea și în aceste imagini, ei au dus jocul până la capăt, chiar poate ar mai fi mers câteva minute. Acest gen de joc este doar una din multele forme pe care trebuie să le aibă. Jocuri cu impulsuri mai sunt sub diferite forme, sunt și sub formă de masaj, diverse, cum să spun eu, palme aplicate în anumite zone din spate ale jucătorilor. Aceasta a fost, cu impulsurile, este doar o metodă pe care o folosim. O întrebare capcană, până la ce vârstă putem să jucăm, să practicăm o astfel de acțiune? Am fost odată într-un proiect în Sicilia. Unul dintre liderii de grup avea 56 de ani și le practica cu mult succes și chiar reușise să inventeze câteva foarte, foarte interesante. Unele care par la prima vedere mult mai copilărești decât ce am văzut. Tare curios sunt în ziua de astăzi un astfel de joc cât de
bun este, cât de atractiv pentru cei de vârstă, nu știu, 10-15 ani din școlile noastre. Da? Din Ploiești. Pentru că ne-am obișnuit foarte mult în fața calculatorului. Jocurile au început să fie legate de un mouse și de o tastatură. Da? Și atunci când vine vorba de o invitație la un joc palpabil, da, cu oameni reali, față în față, în realitate, avem un număr mic de oameni care se implică. Am observat trendul ăsta, nu numai în acest proiect, dar și în unul anterior pe care l-am avut lângă Vatra Dornei, dar atunci când oferi un exemplu, atunci când practic acești copii văd cam cum s-ar desfășura jocul și îl văd ca fiind unul interesant, este foarte important elementul acesta, să aibă atractivitate, vin. Vin și chiar se implică și în final constată că le-a plăcut foarte mult. Din experiență spun. Da, implicarea este importantă și tot de la implicare se pornește mai departe atunci când există un mesaj. Omul se joacă, omul înțelege că există un spirit de echipă, dar la final trebuie să și culeagă. Da. Da, avem un sens, o semnificație, dar la final și înțelegere. Și la partea cu înțelegerea ne luptăm cu toții, pentru că unii dau un sens, da, greșit și am pornit prost din prima și cu asta basta. Ionuț, da. Jocul ăsta l-am filmat unde? La școala Nicolae Iorga. La Nicolae Iorga, da, din vest. Ok, continuăm cu a doua ilustrație și am văzut că ați avut o activitate destul de intensă. Da. Cu oameni receptivi, oameni care au înțeles că e importantă liniștea atunci când se transmite o informație și că atunci când se pot exprima, o pot face fără nicio problemă, nu există nimeni în spate care să spună nu sunt de acord, decât într-o notă de argumentare și atât. Spune-mi ce s-a întâmplat mai departe în acțiunea asta. Am intrat în școală? Da, mai departe am intrat în școală. După aceea am intrat într-o sală de clasă unde am avut o discuție liberă pe tema ecologiei, unde doamna profesoară și doamna directoare de acolo ne-a explicat cam ce înseamnă ecologia în sine și cum sunt învățați copiii de acolo să strângă materiale reciclabile. Ne-a arătat acel aparat despre care am mai discutat, cum se poate strânge o sticlă de plastic într-un spațiu cât mai mic. Am discutat, bineînțeles, după aceea s-au pus și întrebări din partea copiilor. Ceea ce mi s-a părut punctul forte, oameni, da, care până la urmă se implică în discuție, în temă, exact, da, exact, în proiect, nu stau și au partea aceea de stagnare, de atenție și atât. Nu. Exact. Foarte important schimbul de idei. De idei. Au fost și foarte, foarte interesați de ceea ce au văzut la noi. Am avut și un schimb atât de idei cât și de păreri despre cum se face ecologia în țara lor și cum e la noi în România. După aceea a urmat prezentarea și, bineînțeles, aici vedem prezentarea în sine, despre prezentarea asociațiilor noastre în sine și discuția despre ecologie. Aici sunt imagini din interiorul școlii. O școală, până la urmă, ce vrea neapărat să nu lase educația deoparte. Exact, am văzut și niște lucruri foarte drăguțe. Am înțeles că au fost făcute de cei mici, clasa a doua, a treia, da, din materiale reciclabile, da? Au făcut, nu știu, un ghiveci cu flori. Exact, exact. Da? E important. Plus foarte, foarte multe desene. În afară de aceste lucruri pe care ei le fac, aceste desene superbe, au încercat și ne-au dat și nouă, le-au dat celor care au venit în vizită la ei, le-au dat fiecăruia câte un ghiveci frumos cu o floare, în care au transmis fiecare mesajul lor pe acel ghiveci. Ceea ce cred ei de cuvință, ceea ce crede copilul în sine, ceea ce pe foarte mulți i-a surprins plăcut și le-a plăcut extraordinar
ceea ce a văzut la noi. Eu zic că avem cu ce să ne mândrim. Da. Mai e și partea aia de acțiune, nu, Adrian? Partea în care arătăm oamenilor că nu doar spunem, ci și facem. Și sunt suficiente acțiuni de implicare a tinerilor în proiecte de ecologizare și avem plusuri. E cu un da așa, cu tu și cu un tor, sau mă aprobi în adevăratul sens? Eu te aprob, da? Din mai multe puncte de vedere. Uitați, o implicare o putem avea și noi, tinerii de la DGT, care efectiv am scris proiectul acesta. Deci am fost conștienți că există nevoie de așa ceva și am vrut foarte mult să facem ceva pentru comunitate. Am avut deja două proiecte de acest fel în acest an, acesta a fost al doilea. Și acești tineri, sigur, la vârsta lor, au înțeles că este nevoie de mai multă implicare și că, până la urmă, ne afectează pe toți problema asta. Îmi doresc tare mult îmi doresc ca schimbul de experiență să aibă la un dat un echilibru. Să existe oameni care, după ce au făcut schimbul respectiv, domne, am ajuns la o normalizare. Suntem capabili acum să acționăm toți la fel. Luăm o scurtă pauză și revenim. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Muzică live, preparate cu specific național și internațional, masă caldă de luni până vineri, servire promptă, eleganță. Toate acestea numai la restaurant Boccaccio, perfect pentru întâlniri de afaceri, mese festive, întâlniri romantice, nunți sau botezuri. Boccaccio, strada Goleș, numărul 25, în incinta fostului restaurant Boulevard, telefon 0740-111-271, vă așteaptă în fiecare zi între 10 și 24 pentru o experiență culinară completă. Preparate rafinate, servire ireproșabilă și ambient elegant. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Deatec Auto efectuează inspecții tehnice periodice la toată gama de autovehicule, dar și la motociclete. Singura firmă din Ploiești autorizată pentru această categorie. Servire promptă, prețuri avantajoase. Deatec Auto, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 340A, lângă spălătoria Harold. Telefon 0244 550 324. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Vrei să ajungi rapid și în siguranță la orice adresă? La orice oră și în orice zi, sună la Chedra Taxi Ploiești! Taxi Ploiești, bună ziua! Tarif minim, siguranță maximă! Chedra Taxi Ploiești! 0244-966, 0244-526-666, 0244-526-662 și 0761-704-422. Yeah!
Nu rata altfelul de săptămâna aceasta. Citiți ancheta despre cum fac băieții deștepți evaziune fiscală și spălare de bani din produse petroliere cu concursul unor băieți și mai deștepți din instituțiile statului. Sportul revine în prim plan, dar nu așa cum își doresc suporterii. Dragoș Pătraru explică de ce perchezițiile de ICOD la cluburile de fotbal U Cluj și Petrolul Ploiești sunt un abuz și cine ar putea fi în spatele acestor acțiuni. Sentințele din fotbalul românesc stârnesc imaginația redactorilor de sport care fac pronosticuri despre ziua judecății. Răzvan Anghelescu semnează un reportaj despre Lena care i-a lovit pe îngeri și vă lămurește de ce lumea e cu susul în jos. Altfel, se eliberează fără rețetă în fiecare vineri de la toate chioșurile Prahova Infopress. Pentru cei dependenți se recomandă accesări zilnice pe www.altfel.ro pentru texte care nu vor vedea niciodată lumina tiparului. Am revenit, despre ecologizare vorbim, despre implicarea pe care ar trebui să o avem noi astăzi pentru oamenii de mâine, pentru oamenii care vin după noi, dar și pentru noi, cei care ar trebui să trăim într-o lume mai bună. Și când zic într-o lume mai bună, nu mă refer la un mesaj, eu știu, strict comercial, nu. Mă refer la oameni care au grijă de ei, au un respect față de ceea ce se întâmplă în jurul lor și nu mai aruncă în stânga și în dreapta ce nu trebuie, adică gunoi. Ionuț, da. Când ai aruncat ultima dată o hârtie pe jos? Da, aici să știi că nu am aruncat. Nu, nu-mi place. Nu am aruncat o hârtie pe jos acum de curând. Să spunem că acum vreo 3 luni de zile am aruncat din greșeală, am încercat să arunc la coș o hârtie și da, din greșeală a ajuns pe jos. Dar după aceea m-am întors și am ridicat-o și am pus-o din nou în coșul de gunoi. Tot de ecologie aș dori să vorbesc, în special de sensul în sine, de a păstra curățenie. Sănătatea naturii este și sănătatea ta, este o acțiune pe care asociația RESEL a ajuns cu ea practic la a doua ediție. Anul acesta s-a desfășurat în septembrie, în Parcul Vest din Ploiești, în care am încercat și am reușit prin acest lucru să strângem gunoaiele, să le punem în saci, iar de acolo, bineînțeles, că le-am dus la un centru de colectare. Facem fapte bune. Mă gândesc dacă după faptele astea bune pe care le facem în fața presei, în fața oamenilor care promovează, dacă rămânem cu acest instinct de a colecta, de a recicla, de a face un lucru bun. Te întrebasem de hârtii pentru că de multe ori buzunarele mele sunt pline de hârtiuțe, tocmai pentru că nu găsesc un coș de gunoi în apropierea mea. Și nici nu vine să le arunc, știi? Păi, las, nu, n-am de ce. Și așa e plin orașul de gunoi, mai bine nu, știi? Și de asta spun, e cu dus și cu întors. E o acțiune pe care o facem în mod voluntar, dar dacă rămânem cu ideea asta și înțelegem că nu trebuie să stea unul cu ochii pe noi ca noi să facem treaba respectivă, jos pălăria. Noi cei care am participat la această acțiune, cu siguranță că am rămas cu acest instinct de a întotdeauna de a arunca la coșul de gunoi, întotdeauna de a încerca să protejăm natura. Acum depinde foarte mult și de oamenii din jurul nostru. Sunt unii care îi interesează și într-adevăr aruncă gunoiul selectiv sau îl aruncă la un coș de gunoi și sunt alți oameni care probabil că îi interesează mai puțin și din cauza acestui lucru ajungem, nu știu, să avem gunoaie peste tot sau să avem gunoaie în parcuri. Știi cum văd toată treaba asta? Sunt unii care aruncă și alții care adună. Exact, din păcate și cam așa este. Asta strică tot sistemul, asta strică toată promovarea, tot proiectul, pentru că degeaba cei mici înțeleg dacă cei mari nu fac și ei o treabă. Se duc copiii acasă și spun, mama, am învățat să reciclez. Atitudinea corectă ar fi ca părintele să fie de acord cu implicarea lui în aceste proiecte, să-l și ajute să și facă acele acțiuni, nu cum am auzit de foarte multe ori oameni care, așa și? E o chestie simplă la noi la români. Așa și?
Da, da, din păcate cam acesta, cam în direcția aceasta a mers lucrurile. În prima ediție, când am făcut curățenie, a durat cam o lună și jumătate așa, după aceea s-au strâns din nou gunoi acolo și am rămas surprins de ceea ce am văzut. Acum văd că deocamdată s-a păstrat curățenia cât de cât, adică nu mai sunt atât de multe gunoaie. Am reușit prin acest proiect al nostru, bine, prin această acțiune a noastră, am reușit în primul rând, zic eu, să atragem atenția și celor din jurul nostru că e foarte, foarte e foarte, foarte important să păstrăm curățenia. Pentru că exact cum și numele acțiunii îl dă, sănătatea naturii este practic și sănătatea noastră a oamenilor. Dacă avem grijă de natură, exact, natura ne va răsplăti. Exact. Bine, acum e greu să le spui oamenilor, băi, nu mai circulați cu mașina. Nu mai e, mergeți cu bicicleta. Domne, nu mai aruncați unde nu trebuie. Da? Când vă duceți la un grătărel, aveți cu voi acei saci, da, saci, de gunoi. Puneți tot ce trebuie, strângeți și lăsați natura așa cum ați găsit-o. Și revin acum la tine, Adrian, că e partea în care o să introducem un material. Un prim material legat de... Eu îl văd ca pe un semnal de alarmă. Dacă acțiunea, ideea respectivă, flash mobul, reușea în primele 30 de secunde, spuneam, n-avem ce să comentăm. Însă spunem, cât a durat filmarea? Cam 40-50 de minute. 50 de minute, cam, în condițiile în care pe acolo cam câți oameni treceau așa la fiecare, nu știu, minut? Nu știu ce să zic, eu după 50 de persoane n-am mai numărat. Adică... Deci, cum să vă spun, nu, au trecut ai avut persoane. Speranța că lucrul ăsta se întâmple mult mai repede, ceea ce o să vedem? Personal, m-am gândit că ar fi bine să se întâmple destul de repede, totuși încercând să fim într-un grup internațional, să promovăm cât de cât o imagine bună a țării noastre, dar totodată m-am gândit și le-am și spus la parteneri că există riscul să stăm o perioadă acolo. Ei au înțeles și cu toții am vrut să vedem exact ce se întâmplă. Ei, să știi că mă gândeam și la partea în care trebuie să îmi iau un cort după mine. Eu zic că totuși ați avut noroc. Da. Am un duce la mai serios pentru că gestul e atunci când vezi acea parte neplăcută s-o fructifici. Da. Adică unde există ceva rău, mai pun și alții rău în loc să facă din rău un bine. Bun, sper că primul material este pregătit. Îl urmărim. El este foarte bine punctat. Oamenii or să înțeleagă despre ce e vorba imediat după ce îl vizionăm. Comentăm vis-a-vis de acțiune. Atenție foarte, foarte mare. Noi români. Și noi flashmobul nostru? Băiat sau fată? Filmulețul foarte ușor de înțeles, da? Mesajul și mai simplu. Ceea ce trebuie să înțelegem din treaba asta e că trece ceva vreme până când se gândește cineva că un gunoi își are locul doar într-un coș de gunoi. Și chiar dacă există înțelegere pe partea asta, nu există pe partea de acțiune. Cea în care noi ne implicăm fără să primim vreun ban, fără să ne vadă cineva. Adrian, povestește-mi un pic despre flashmobul ăsta. Da, a fost o idee de grup. Noi am făcut inițial un brainstorming cu o zi înainte să mergem la Brașov. Locația aleasă a fost campusul Universității Transilvania din Brașov. Unul din voluntarii noștri care locuiește în Brașov a propus această idee și am fost de acord. Și grupul a convenit să facem asta. E luată după idee altor flashmoburi care s-au întâmplat într-un fel asemănător în alte țări.
S-a dus, timpul a fost mai scurt în acțiunile celorlalți cu ideea asta? Sau? Exemplul pe care l-am văzut eu într-o anumită țară, nu știu exact undeva, în vest oricum, era într-un restaurant studențesc, deci un fel de cafetire, într-un fel de cantină. A durat și acolo ceva. A durat și acolo, pot să vă spun. Adică nu suntem cei mai codași. Nu, da? Pot să vă spun că am văzut pe acel film poate persoane, poate 30-40 de persoane până să ridice cineva. Poate și pentru că era indoor, oamenii nu și-au dat atâta osteneală sau nu știu ce să zic. Nu văd motivul pentru care și acolo ar fi durat atât de mult, dar da, și acolo s-a întâmplat. Și acolo s-a întâmplat. Cum s-a simțit domnișoara din imagine, în momentul în care toți... Haideți ca să explic mai întâi cum a fost. Noi am mers în jur de 30 și ceva de persoane în acel campus. Aveam acest tricou pe care l-am și acum pe mine, se poate vedea. Toată lumea avea aceste tricouri albe, iar pe deasupra geci, pulovere și așa mai departe. Și noi efectiv eram camuflați, ca să spun. Eram în grupuri mai micuțe, de jur împrejurul campusului, dar cu toții, din când în când trăgeam coada ochiului, la semnalul celor care erau la intrare. La intrare erau câțiva care se făceau că vorbeau, ca să pândească efectiv persoana care va ridica sticla. Și am stat, și am stat, și am stat, până când această domnișoară a ridicat sticla. La început s-a speriat, vă dați seama, au venit 30 de oameni la ea din toate direcțiile, îmbrăcați la fel, ea a crezut că cine știe ce s-a întâmplat. Apoi i-am explicat și în engleză ca să înțeleagă și restul și s-a bucurat foarte mult, ne-a spus că e studenta la protecția mediului, deci am avut... Uite, vezi, aici e o parte totuși bună, înseamnă că, domne, ăștia care se duc într-o direcție de genul, își respectă regulile, setul de pretenții pe partea asta. Da. Mi-ar fi plăcut totuși ca sticla să fie luată mult mai repede, pentru că totuși e vorba de Brașov. Da. Și îl văd eu mai bine, nu știu, îl văd eu mai bine. Și să-l ridice un oarecare. Nu știu, și până și un om care n-are legătură cu nimic din ecologie, din colectare. Da, ce ne-a deranjat pe noi într-un fel a fost faptul că nu că oamenii n-au văzut sticla, probabil au fost mulți care n-au văzut-o, vorbind la telefon sau cu cursuri sau vorbind între ei, pentru că totuși un campus, lumea se grăbește, dar au fost și care au călcat pe ea. Deci, efectiv, au verificat-o să vadă dacă gradul de duritate... Și au continuat deci, sau se vedea clar și pe film cum au se fereau cu picioare. Spune Ionuț. Practic unii au călcat pe ea, practic alții sau se uitau la sticla respectivă, iar după aceea a zis, ok, e o sticlă jos, nicio problemă, trece mai departe, au sărit peste ea. Deci... Doamne, nu jucăm fotbal, da, pe exact. Ea nu ne place. Da. Mai avem încă un material, îl urmărim împreună pentru că timpul e limitat și trebuie să-l și discutăm. Ăsta e mai greu de înțeles pentru cei care nu au participat la această acțiune. Asta am zis. Da? Ok, let's see what it's worth. Elena! As well. In the fridge. Oh, it's a puzzle. Oh, okay, right. So who is playing it? Okay. So we need 13 more. Who's taking care of them? That's one person taking care you. Of them. She is taking care of them. Okay. Okay, so right now we have two. One. That's are a way for making young people realize. Congratulations! Mai mulți oameni care caută și găsesc ceva, bucurie la final. Asta e ceea ce am văzut eu și cred că și ceea ce ați văzut voi. Acum, notă explicativă. Să înțelegem, subtitrare. Este un exemplu foarte bun de activitate de educație non-formală. Este o activitate de grup în care se împarte grupul cel mare. Am împărțit grupul de internaționali în 6 echipe, fiecare având zona ei urmând să caute anumite indicii. La început au primit o hartă, fiecare echipă avea o culoare și o anume zonă pe această hartă. Ei căutând indiciile ajungeau în alte puncte din perimetrul în care am desfășurat activitatea, în acest caz este perimetrul de lângă spațiul nostru de cazare, care a fost în Băulești. Pe măsură ce ei descoperă indicii,
ei, fiecare grup se apropie cât mai, se apropie cât mai mult de dec de comoară. Au fost activități și în aer liber, ați văzut, erau mai multe locații, acolo a fost și o pădure la un moment dat, au trebuit să meargă prin pădure, să-și folosească, să folosească limba engleză, să folosească limbele tuturor pentru a descâlci anumite anecdote pe care noi le-am făcut, anumite ghicitori în care am folosit elemente din mai multe limbi, am folosit cunoștințe de cultură generală, am folosit puzzle-uri și trebuiau să unească. Și la un moment dat, penultima activitate, trebuia să găsească în pădure, pe un anumit copac, un memory stick, efectiv, un memory stick, pe care, vă dați seama, erau în mijlocul pădurii, au trebuit să fugă să ia un laptop, să vadă ce-i pe el. Pe el era un băiat din grupul nostru care ne ajuta să facem activitatea și el efectiv se plimba la anumite zone din pădure ascunzând ceva. Trebuia să-și dea seama unde în pădure sunt, unde s-a ascuns. Și a sfârșit mesajul și mesajul acea comoară, practic, era un mesaj care le spunea tuturor că ei sunt, de fapt, comoara, ei prin acțiunile și prin motivația lor pot să schimbe lumea și să facă lucruri din ce în ce mai mărețe și dacă, ideea e, dacă vrei, poți. Și am legat foarte mult acest mesaj de ceea ce s-a întâmplat apoi, pentru că flash mob-ul și multe alte activități, școala, au fost după acest exercițiu. E profundă, toată treaba asta mi se pare motivantă. Eu simt că vrei să adaugi ceva. Da, țin să precizez că pentru foarte mulți dintre ei, acesta a fost primul treasure hunt. Deci pentru ei, prima oară, nu știau pur și simplu cu ce se confruntă. Le-am explicat, iar după ce le-am explicat, au început să-și dea drumul, au început să caute prin diferite locații, iar la final au fost foarte, foarte bucuroși și le-au plăcut enorm de mult. Colegul meu poate să confirme lucrul acesta, că le-a plăcut enorm de mult această acțiune în sine. Hai să revenim pe partea de online. Lucrurile astea de care am vorbit până acum s-au consumat într-un mediu real, ne referim acum la partea virtuală, de prezență online pe rețele de socializare. Eu am tasat Tineret în acțiune, trebuie să-mi spui dacă e vreo pagină care vă aparține sau nu asta. Are 6.000 și ceva de like-uri. Nu ne aparține, este probabil pagina făcută de Agenția Națională care gestionează acest program. Dar ce trebuie să tastăm noi ca să dăm de voi? Ca să dați de asociația noastră. Dar să nu fie cu reclamă, adică să fie doar legat de asociație sau de, nu știu, de o anumită persoană. Deci noi avem un grup pe Facebook care momentan a atins 9.000 de membri chiar astăzi. El promovează schimburile internaționale și găsirea de parteneri. Se numește Do Great Things Network. Da. Și bănuiesc că îl puteți găsi foarte ușor, pentru de aici că vine și, iartă-mă că te întrerup, DGT-ul acela, da? Da. DGT vine de la Do Great Things și, practic, grupul a venit după ce am fondat asociația. Grupul l-am format la începutul anului trecut și încercăm să adăugăm cât mai mulți parteneri și prieteni din afara țării. Avem acolo ONG-uri, nu doar din Europa, dar și din Asia și din America de Sud și din Africa. 9.004 care... membri în toată situația asta. Pe scurt, mai puțin de 10 secunde pentru fiecare, să spune ceva pe partea de reciclare. Încep cu tine, Adrian. Încercați că se poate. Foarte scurt, e de bine. Ionuț? Cu cât se reciclează mai mult, cu atât este mai bine pentru tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și cu alte proiecte și la cât mai multă reciclare. Pentru voi nu există un sfat, există doar o direcție și o urmați doar dacă vreți și doar dacă vă pas. Eu zic că e important să vă gândiți măcar, să vă puneți un semn de întrebare. Sunt John, ne auzim și mâine, de la 16:45. Pa, pa! Budureasca, vinul nobile românești, vă prezintă Arta Vinului.